parte din acele alimente care duc la împiedicarea apariției urticariilor? Eu am auzit vehiculată și această ipoteză, însă mi-e foarte greu să vă spun, pentru că am foarte mulți bolnavi care fac sigur când mănâncă o portocală sau unii chiar când se ating cu suc de portocală pe față, persistă așa un eritem, o zonă de roșiață, chiar cu puțină mâncărime. Sunt lucruri care trebuie verificate. Să știți că în știință, cel puțin în domeniul medicinii, proba timpului este decisivă. Și eu mă întreb, după 35 de ani de meserie, deci de activitate ca alergolog, când vine cineva și îmi spune că are un tratament contra alergiei la polen, un vaccin care va vindeca polinoza, mă gândesc că trebuie să aștept cel puțin 30-40 de ani ca să văd dacă este așa. Pentru că din experiența mea modestă am avut cazuri în care un tratament foarte bine făcut în alergia la polen nu a dat rezultate decât 2-3 ani după care s-a repetat. Era un medicament celebru, Benkar, cea mai tare firmă de alergeni acum 30 de ani, se numea Polinex. S-au jurat că după 5 ani de tratament, bolnavul se vindecă pe viață. Uite, am văzut că după 2-3 ani de la oprirea tratamentului au reapărut. Deci trebuie să fim foarte prudenți. Iar această jonglerie, acum cea mai importantă întrebare, mă așteptam să mă puneți, domnule, ce faci? E bine să aibă un câine bolnavul alergic sau să nu aibă? Și aici întrebările trebuie să fie nuanțate, că dacă el are o predispoziție deja prin IgE-urile care sunt cercetate în cordonul umbilical, sigur că nu îi pui câine, dar altfel dacă nu are, îi pui câine, îl lași să aibă pentru că îl ferește de alte alergii. Adică sunt încă probleme, pentru mass media sunt foarte atractive și normal, e interesant, e spectaculos. Ai sau nu ai câine, nu? În sfârșit. Oricum, posesorii de câini ar trebui să se gândească la faptul că ei infestează populația generală a unui oraș cu animalele lor preferate, pe care le lasă să-și depună dejecțiile pe trotoare, în calea drumurilor pietonilor, pentru că există acum un paradox. Un bolnav care se plâng că s-a îmbolnăvit de Toxocara canis, deci o boală transmisă de câine, și care sunt revoltați, îi spun parazitologului că visează. Cum, domnule, că eu n-am niciun câine? Păi nu-i nimica, nu ai, dar alții care n-au grijă să se poarte cum trebuie. Și aceste dejecte se usucă, devin niște scoame și vine doamna măturătoare și harșt, cu o mătură fără ud, fără umezeală, fără să fie umectat, și ridică un nor de praf. Și omul care trece entuziast spre serviciu sau să se urce în mașină, a înghițit acest praf, a înghițit acest parazit și are toxocara. Și această toxocara nu numai că are manifestările de boală parazitară, dar favorizează foarte mult, declanșează foarte mult puseie de urticare. Și așa mai departe. Deci am atacat și o problemă de ordin civic, pentru că noi trebuie să trăim în cadrul cetății, nu în afara ei. În ce măsură ne ajută balneoterapia? E o problemă pe care n-aș vrea să o discut, pentru că nu e prezentă în tratatele de alergologie. Totuși eu sper că ne ajută și vă spun și sigur, dacă vreți, nu m-a plătit nimeni să fac reclamă Băilor Olănești, dar e o stațiune extraordinară, pentru că puține țări din Europa au o astfel de posibilitate, dar tratează indirect alergia, nu atât direct. Că alergia nu poți să o tratezi dacă nu eviți contactul cu alergenul. Dar în urticarii, în care infecțiile urinare, urticarele alea cronice, rebele, care dezesperează și pe medic și pe pacient, o mare importanță, o mare contribuție au infecțiile urinare cronice. Și atunci aceste infecții urinare cronice favorizate de microlitiază sau de litiază veritabilă beneficiază extraordinar de Băile de la Olănești. Să nu se supere colegii de acolo, nu cred în tratamentul cu injecții cu ape minerale. Injecția e bine să faci cu un medicament. Și apele astea se iau pe gură, nu se iau nici în aerosol, nici în asta. Dar asta e părere personală, însă am avut niște accidente alergice ale pacienților. Însă indicațiile balneologilor care sunt acolo și sunt foarte bine informați și foarte bine pregătiți, i-au ajutat pe mulți să se rezolve tocmai pe cura internă, obișnuită, pe gură, să spunem așa, cu apele minerale, nu numai pentru colecis, pentru rinichi, pentru tot ce există acest ansamblu balnear extraordinar care este. Și nu numai la Olănești, și la Căciulata, și sunt multe stațiuni. Deci există posibilitatea, însă ele au un rol oarecum adjuvant. Ce sfaturi aveți pentru pacienți
ca să treacă mai ușor peste această manifestare? În primul rând să nu se scarpine prea mult. Eventual, dacă există câteva leziuni, așa că scărpinatul să fie făcut cu întreaga palmă, așa că se împrăște această histamină, dar nu asta e problema. M-ați întrebat ce sfaturi am ca să le... Pentru pacienți, ca să treacă mai ușor peste această manifestare. Păi, sfatul cel mai bun este să, după ce au fost cel puțin o dată la un medic, să aibă întotdeauna la dispoziție în casă un antihistaminic, fie din cel prescris de către doctor, fie din cel pe care poate să-l ceară din farmacie, și care antihistaminic să fie verificat să nu-i dea somn, ca să poată să conducă mijlocul auto. Însă există preparate care nu dau somn, antialergici, antihistaminice, care pot fi luate și fără prescripție și să se trateze așa până la o prezentare la medic. Și, cum vă spuneam și mă repet, să-și noteze tot ce a mâncat în ultimele ore, în ultimele 12 ore, 24 de ore chiar, și dacă a luat și medicamente. Că și aici este una dintre cauzele majore ale urticariilor. O întrebare poate banală, dar destul de frecventă. Da. Este urticaria contagioasă? Nu, Duduie, dragă, nu. Poți să-și pupe bunicile copiii și mămicile, că nu se pune problema. Dar cel mult poate să fie contagioasă o boală care contribuie la urticare. De exemplu, să știți că giardioza este un mit, nu dă urticare, că asta se transmite foarte ușor. Dar sunt boli parazitare de care v-am spus, trebuie o igienă păstrată.